Pe de altă parte, Rusia acuză și repetă, dar fără să aducă vreo dovadă, că Ucraina ar pregăti pe propriul teritoriu un atac cu așa-numita bombă murdară cu material radioactiv. Atât Kievul cât și țările occidentale resping acuzațiile. Iar autoritățile instalate de ruși în Herson au anunțat că formează o miliție locală care să lupte în bătălia anunțată pentru acest oraș, care este o veritabilă poartă spre Crimea. Moscova susține că războiul tinde spre o escaladare necontrolată și recurge din nou la șantajul nuclear. Ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, și-a sunat omologii din Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Turcia pentru a le transmite, fără a aduce și vreo dovadă, că Ucraina ar pregăti un atac cu o așa numită bombă murdară care folosește explozibili convenționali și material radioactiv. Pe imeșiși informații, două organizații ucraine имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. Не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, що подобні речі можуть плануватися. Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі все добре розуміють. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Marea Britanie, Franța și Statele Unite au respins acuzațiile rușilor, iar Kievul a invitat experții Agenției pentru Energie Atomică la facilitățile sale nucleare pentru a dovedi că nu ascunde vreun complot murdar. Unele voci din Occident consideră că de fapt Moscova este cea care pregătește o operațiune sub steag fals pe care să o pună apoi pe seama Kievului. În tot acest timp continuă nesfârșitele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Din această cauză, autoritățile raționalizează drastic curentul. Bezna generală care se lasă după căderea nopții și frigul din case pun la noi și dure încercări o populație oricum chinuită de războiul care durează de atâtea luni. Nina vine acasă în beznă. Lunile trecute, apartamentul său a fost serios șubrezit după explozii. Nu, bila bi холодно, конечно. Ничего бы не было. Ну, я думаю, що здесь невозможно было бы жить. Я ничего не боюсь. Нехай вони нас бояться, не мені. Totuși este lesne, judecând din afară, să generalizezi că ucrainenii îndură orice și toate greutățile pe care le iau ca un pas spre victoria împotriva invadatorilor. In our house we haven't got electric cooker, so I've got a little child. I can't cook, feed him. It's very bad. I can't work because I work. My work is online. I work online. I need electricity. Semafoarele funcționează, dar străzile se cufundă în beznă după ce se înserează la Kiev. Electricitatea este prețioasă și trebuie economisită, avertizează autoritățile. These power cuts come without any warning. A couple of minutes ago, that block was lit up. Now the only sources of light are coming from torches, candles and people's mobile phones. Între timp, autoritățile instalate de ruși în Herson, în sudul Ucrainei, le-au cerut ferm localnicilor să ia documente, bani, obiecte de valoare și haine și să plece imediat din cauza situației tensionate de pe front. Și mai susțin că peste 25.000 de oameni au fost evacuați pe malul celălalt al Niprului în ultima săptămână. Însă toți bărbații care rămân în Herson sunt încurajați să se alăture unei miliții locale și să lupte în așteptata bătălie pentru Herson. Dacă terenul împădurit îi ajută pe ucraineni în ofensiva lor din est, altfel stau lucrurile în sud. Nu vezi coloane de blindate, ci grupuri mici de soldați trecurându-se spre pozițiile inamice. În acest fel se poartă ofensiva ucraineană într-o zonă cu stepe întinse. Soldații ucraineni abia dacă se pot ascunde după câte o tufă mai înaltă, ori un pâlc răzleț de salcâmi. Acest al doilea obiectiv este un sat care nici măcar nu apare pe hartă, dar după ce s-au retras de acolo, rușii l-au bombardat, susținut mai multe săptămâni. Aviația și elicopterele asigură sprijin aerian pentru trupele în ofensivă. Оце благодарочка від усієї піхоти. Moscova își susține atacurile cu drone și rachete. Proiectilele au lovit un bloc de locuințe din Nicolaev, oraș din sud aflat sub control ucrainean.